Ultima întrunire a Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu a avut loc în data de 21 februarie 2020, în cadrul căreia a fost dezbătută tema fabricația de hârtie în țările române în secolele 16-19, comunicare prezentată de Sergiu Marcu. Joi 21 ianuarie va avea loc prima sesiune de comunicări de anul acesta, la diferență de aproximativ un an de la ultima întrunire a Cercului. Tema dezbătută va fi legată de municipiul nostru în epoca unirii principatelor române de la 1859. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung, în parteneriat cu Cercul de Istorie Gheorghe Ibrătianu, vă invită să asistați la întrunirea online a Cercului, joi 21 ianuarie, la orele 18, în cadrul căreia va fi prezentată comunicarea Câmpul Lungul în epoca Unirii Principatelor Române de la 1859, prezentată de către domnul profesor Claudiu Călcâi. Vă invităm să asistați la această dezbatere online.